Ora de risc, o emisiune oferită de portalul casco-ieftin.ro. Bună ziua, bine ați venit la Ora de risc, o emisiune care vorbește despre piața asigurărilor. Astăzi avem o temă extrem de incidentă, vorbim despre frauda în asigurări sau tentativa de fraudă, pentru că în România, conform estimărilor specialiștilor, volumul de despăgubiri plătite în mod necuvenit pe segmentul auto, atât RCA cât și în zona casco, ar depăși 25% din valoarea daunelor. Prin urmare, pentru companiile de asigurări, frauda rămâne sau tentativa de fraudă rămâne o problemă importantă dacă nu este prevenită și eventual descoperită. Despre acest subiect vor discuta astăzi aici la RFI România doamna Maria Boghean, director de dezvoltare Asisoft. Bună ziua, doamna Boghean, bine ați revenit la RFI. Bună ziua, bine v-am găsit. Alături de mine se află și Mihai Crăcea, colegul meu, redactor șef la Xprim Newsletters. Bună ziua, Mihai. Bună ziua. Te-aș ruga să faci o introducere în această temă. Frauda într-adevăr în asigurări mai ales este un subiect care le-a captat atenția companiilor din piață de multă vreme. Nu, în primul vreau să punctez de la bun început că nu e o problemă românească. Există țări cu îndelungată tradiție în asigurări care se confruntă cu aceeași problemă, poate unii dintre ei chiar într-o mai mare măsură decât noi. Vă pot spune foarte pe scurt despre Anglia, unde acolo problema vătămărilor corporale fictive, să spun așa, cu care se confruntă asigurătorii acum este una destul de mare și cam greu de soluționat. În Statele Unite, chiar și în Germania, deci nu vorbim de un fenomen local, vorbim de ceva generalizat. Trebuie să facem totuși o mică distinție între acea fraudă plănuită, planificată, organizată de rețele specializate și acele mici încercări de a câștiga ceva în plus la despăgubire. Presupunând că ai avut doar un far spart și ai declarat că ai și capota mașinii lovită și așa mai departe. Sunt două lucruri diferite, dar care, când vorbim de niște volume foarte mari, deja îi costă pe asigurător mulți bani. Și cred că doamna Boghean ne poate spune mai multe. Da, da. Să plecăm poate de la frauda mai simplă, să zicem. Cred că mai întâi trebuie să întrebăm, există fraudă? Posibil da. Pentru că în momentul de față frauda ca componentă ea ar trebui să fie un eveniment sau practic o acțiune dovedită. În momentul de față partea de dovedire de către companiile de asigurări știu că este încă necuantificată, adică companiile încă n-au dat public ce au reușit să dovedească ca și fraudă. Ceea ce putem observa noi este faptul că există tentative. Tentativa este acțiunea prin care tu, ca asigurat sau ca posibil asigurat, încerci să obții de la compania de asigurări niște foloase necuvenite. Deci aceste tendințe se văd în piață. Respectiv, în momentul în care eu am o avarie și, practic, avaria aia am făcut-o înainte de asigurare, reușesc să asigur mașina și vin ca asiguratorul să mă despăgubească, iar asiguratorul nu poate dovedi că eu am făcut avaria înainte, aia este o fraudă sau o tentativă de fraudă nedovedită, care până la urmă se transformă într-o fraudă prin acordarea despăgubirii necuvenite acelui client. Care mai departe rămâne nedovedită. Și care este încurajat să perpetueze această activitate, pentru că a fost o perioadă în România când s-au obținut bani foarte ușor de la companiile de asigurări datorită creșterii pieței auto. Păi, cred că și acum discutăm și cred că ne vom rezuma în principal la fraudele pe linia auto din două motive, pentru că sunt numeroase și sunt numeroase pentru că asigurările auto în România reprezintă foarte mult din totalul pieței, circa jumătate, deci este normal să spunem că acolo să aibă loc și încercările de fraudă sau chiar fraudele în sine. Da, sigur, de acord, ne concentrăm pe auto. Aș vrea să menționez că nu doar clasele auto sunt supuse încercărilor de fraude, există fraude și pe asigurările de bunuri, clădiri și așa mai departe, de chiar și pe asigurările de viață, dacă unii nu s-ar fi gândit. Încep să apară, da? La noi n-am auzit, așa este, dar în alte țări există persoane dispărute care și-au încasat banii de pe asigurarea de viață și sunt găsite apoi după 10 ani de detectivi. Și-au cumpărat un certificat de deces. Exact, și adică sunt niște cazuri care sunt ușor desprinse din cărți, ca să spun așa, dar există. Da, din cărți sau din filme.
Bun, ne întoarcem la frauda auto și doamna Boghean, v-am rugat poate să ne dați așa un exemplu mai la îndemână pe care îl aveți în materie de tentative de fraude, nu știu cum să le numim, fraude, tentative de fraude, poate. Ceea ce noi am reușit să cuantificăm pentru piața autocasco din România, la nivelul anului 2013, este prevenirea la subscriere a unor vehicule care reprezentau sau prezentau un grad mare de risc. Ce înseamnă grad mare de risc? Ca o mașină să fie despăgubită de o companie ca daună totală și în același timp să fie luată în asigurare de altă companie și despăgubită într-un timp foarte scurt. Chiar la Forumul Internațional al Asigurărilor, una dintre prezentări a demonstrat că pe diverse linii de asigurare RCA Casco, o mașină fusese despăgubită într-un interval de vreo 3 luni de zile de 5 companii de asigurări. Deci, noi am reușit să punem la dispoziția pieței un produs care previne subscrierea într-un anumit interval de timp a unor mașini care au un risc foarte mare. Iar respingerile pentru aceste vehicule pe 2013 s-au ridicat, estimate la valoarea de piață, deci nu la valoarea de asigurare, la 75 de milioane de euro pentru toate companiile. Deci o sumă deja importantă. Dar explicați-ne un pic mecanismul, cum l-ați gândit și... ce se poate face, pentru că înțeleg că e vorba de un... Da, este un sistem, care intervine sau previne la partea de subscriere a acestor mașini care au grad ridicat de pericol. Dacă asiguratorul cuantifică, revine asupra acestor respingeri, poate să le subscrie fără nicio problemă, dar practic în prima variantă sau la prima încercare, la prima ofertare, sistemul sesizează dacă acea mașină a avut mai multe avarii. Și dacă ultima avarie este în un interval foarte scurt de timp și mașina putea fi reparată. Sau mai avem cazuri în care, din datele pe care le deținem din sistemul de evaluare, mașina a fost daună totală tehnică, și aici aș vrea să spun daună totală tehnică, mă gândesc la mașini care sunt descarcerate sau imposibil de reparat și care, sau pentru care s-au emis certificate de distrugere, retragere din uz și ele vin și solicită poliță casco. Deci aici sunt niște elemente care întrunesc niște condiții care pot favoriza frauda. Și atunci noi le sesizăm asiguratorii. Păi, ne puteți face, nu știu, ne puteți explica mai în detaliu cam care e diferența între daună totală tehnică și daună totală economică? Pentru că asigurații de multe ori nu fac, nu reușesc să distingă cele două cazuri și ele se pot întâmpla. Cel puțin daunele totale economice în cazul mașinilor mai vechi sunt ușor de atins, să spun așa. Este o întreagă teorie și ar trebui să le explicăm ascultătorilor dumneavoastră faptul că ține și de vârsta mașinii, ține și de modul în care mașina a fost întreținută. Dar ca să fim puțin mai clar, sintetici, să zicem, mai sintetici, putem să luăm următorul caz. În varianta în care, de exemplu, o mașină de fabricație nouă, da, până în 3 ani de zile, 4 ani de zile, are o avarie importantă, respectiv piesele, componentele care ies pentru reparație, duc această mașină într-o sumă de peste 60% din suma asigurată, practic, și prin înlocuirea acestor componente, mașina nu are absolut nimic, deci poate circula pe drumurile publice și nu are niciun pericol, acea mașină este o daună totală economică. Dacă discutăm de dauna totală tehnică, ca să înțelegeți mai bine fenomenul, discutăm de mașini descarcerate, de mașini care au afectat sistemul de direcție și de frânare, mașini care în urma reparării, deci reparația costă foarte mult, deci nu mai discutăm de partea economică, dar repunerea în circulație trebuie din nou verificată printr-o expertiză sau de către experții registrului auto. Deci, practic, ei sunt singurii care pot să demonstreze că reparația făcută poate repune în circulație această mașină. Dar sunt foarte multe mașini care în urma descarcerării, practic, ies 3-4 bucăți dintr-o mașină și care, din punct de vedere tehnic, ele nu mai pot, prin orice fel de reparație, să zicem, în niște limite economice, nu mai pot fi repuse în circulație. Deci, întrebarea care se pune, cred că există astfel de mașini care sunt repuse în circulație? Există. Teoretic sau practic? Adică practic. Și aici intră... Haideți să ajungem și la zona de fraudare, ca să înțelegem, deci, practic, cum ajungem în zona de fraudare. Haideți să dăm câteva exemple din realitate. Da. Deci avem o mașină care practic... Fără a da idei, dar măcar să înțelegem fenomenul. Este o mașină care în urma unui accident important au fost cei de la descarcerea, au venit și au tăiat din stâlpi, au tăiat din partea de direcție. Deci, practic, cum spuneați, este împărțită în două, trei elemente, după care acea mașină, într-un interval foarte scurt de timp, și sunt cazuri în care concomitent cu
producerea accidentului apar solicitare de asigurare la mai multe companii de asigurări. Deci, practic, cel care a pățit acest lucru și este asigurat încearcă în același timp să obțină polițe de la alte companii de asigurări și să obțină despăgubirea acelei mașini. Mizând pe ce? Mizând pe faptul că acele companii n-au informația că a existat una, acea... că n-au informația și părerea mea este că persoanele care încearcă acest lucru au ceva experiență anterioară. Adică au reușit să facă un lucru similar cu ceva timp în urmă și atunci dacă a mers, poate mai încearcă și acum. Pentru că și miza lor care ar fi? De ce să duc la două, trei companii? Pentru că obțin aceeași despăgubire de la mai multe companii. Deci, practic, noi calculasem la conferința de fraudă anul trecut că erau persoane care obțineau un beneficiu între 50 de euro și 400 de euro pe zi prin despăgubirea repetată aceleși mașini cu aceeași daună. Aici cred că revenim la vechea discuție demarată cu, cred că, cel puțin 6-7 ani în urmă, a necesității unei baze de date comune pe casco. Percea există, dar aici vorbim pe casco, este ușor altă situație, companiile deocamdată nu s-au pus de acord, nici măcar nu și-au manifestat sau își manifestă la nivel declarativ intenția de a crea această bază de dată comună, care i-ar feri pe foarte mulți dintre ei de aceste încercări. Adică o mașină să fie asigurată la trei companii deodată. Dacă acest lucru ar fi descoperit și ar fi cunoscut, vă dați seama că s-ar limita foarte tare din start posibilitățile de a frauda, dar din păcate cred că mai avem de așteptat. Se pare că până la sfârșitul acestui an această bază se va constitui, cel puțin așa am înțeles de la Forumul Internațional de la Brașov, prin care Asociația Asiguratorilor a dat publicității acest proiect care este în derulare la asociație. La Autoritatea de Supraveghere sau... Cred că o fac la... Deci fiind vorba de la nivel de asociație. Da, pentru că este vorba de o asigurare facultativă, deci practic ar trebui ținută la nivel de asociație. Dar spuneați mai devreme, doamna Boghian, că dumneavoastră aveți un sistem sau, nu știu, prin compania pe care o conduceți... Da, deci noi am făcut un sistem de... El este funcțional de vreo 4 ani de zile în piață. O parte din asigurători, eu zic că mai mult de 45% din piața de casco îl utilizează. Este un sistem făcut la solicitarea companiilor de asigurări care au găsit oportun să-l folosească, pentru că prevenția și-a demonstrat eficacitate. Deci dumneavoastră ați luat-o un pic înaintea sistemului în general și a pieței. Noi am încercat să facem, pentru că practic noi furnizăm... Ați avut o cerere de la companiile de asigurări. Exact. Noi facem și statistici, facem mai multe analize pe aceste... Și aceste informații le puteți transmite în timp real companiilor de asigurări? Deci în timp real se face lor, tot. Nu? Deci, în timp real se face totul și nici măcar nu apare, este exclus intervenția factorului uman, pentru că vrem practic ca asiguratorul, pe baza rezultatelor pe care noi le dăm și algoritmului pe care asiguratorul și l-a făcut, să ia deciziile pe care le dorește. Perfect. Iată, facem doar un timp pentru un scurt anunț. Vă reamintesc, suntem la emisiunea Ora de Risc. Discutăm despre frauda în asigurări. Invitata emisiunii este doamna Maria Boghian, director de dezvoltare la Asisoft. Alături de mine se află și Mihai Crăcea, redactor șef Xprim Newsletters. Mihai, te rog să mergem mai departe cu acest subiect care e interesant. Aș întoarce puțin discuția la un punct atins anterior și anume... reparații efectuate. Dacă spuneți că într-adevăr există pe șosele mașini care au fost daune totale și au avut niște avarii foarte serioase și apoi au fost repuse în circulație, cred că vorbim de două lucruri distincte. În primul rând e vorba de siguranța șoferilor și a pasagerilor acelui vehicul și implicit a celorlalți participanți la trafic și cred că ăsta e primul lucru pe care ar trebui să pun accent atunci când vorbim de retragerea din circulație definitivă a unui astfel de vehicul. Și apoi de fraudă. Cred că cei care sunt implicați în accidente doar profită de acea situație și au un pretext pentru a merge mai departe și a solicita niște despăgubiri necuvenite. Dar întrebarea care zic eu că se pune este cine trebuie să, în primul rând, în sarcina cui cade răspunderea calității reparației. Ok, este o bună întrebare, dar eu vreau să vă spun că există aceste mașini care au probleme pe partea tehnică pe drumurile publice, pentru că o parte din proprietari de vehicule decid să-și facă în regim de regie proprie reparațiile și atunci, practic, asiguratorul despăgubește o anumită sumă, urmând ca proprietarul să-și asume el responsabilitatea. Asumarea responsabilității de către un conducător auto cred că este un lucru foarte bun, dar
nu implică și responsabilitatea pe care o ai în raport cu ceilalți participanți la trafic. Vreau să vă aduc aminte că România este printre țările fruntașe, nu știu dacă este pe poziția a doua din Europa, cu numărul de accidente la mii de locuitori cu persoane decedate. Deci, dacă revenim la întrebarea dumneavoastră, responsabilitatea reparației o are serviciul, clar. În momentul în care un proprietar de mașină care are o mașină avariată se duce la o unitate reparatoare, aceasta poartă întreaga responsabilitate privind calitatea reparației și ceea ce și piesele pe care le pune în operă la reparația respectivă. Dar pentru cazuri deosebite, pentru cazuri în care există suspiciune asupra modului în care după reparație această mașină este corespunzătoare de a fi pusă în trafic, cred că punctul de vedere sau, mă rog, opinia poate să o formuleze numai Registrul Auto Român. Deci, conform legislației în vigoare, în momentul în care există o avarie la o mașină, proprietarul este obligat să informeze Registrul Auto și să ducă să-și refacă ITP-ul. Nu în varianta în care eu astăzi fac un ITP, am un accident și ITP-ul meu nu este scăzut și eu practic nu mă duc la rar să verific reparația făcută. Asta înseamnă că eu folosesc un ITP care are o valabilitate de 2 ani de zile, dar de fapt ITP-ul meu nu mai este valabil în momentul în care mașina a avut un eveniment major. Deci această prevedere există în legislația actuală. Există. Și aplică? Se și întâmplă în realitate? Că spuneți mai puțin, că ar trebui mai să puțin. Meargă la eu RAR, cred, să facă eu cred că în perioada următoare o să fie un lucru care va trebui reglementat. Exact. Nu, el este reglementat, dar vor trebui date niște norme de aplicare. Și asigurătorii mai departe ce rol au? Adică ei, în cazul reparațiilor pe casco, să spunem, ei poartă răspunderea efectuării acelei reparații? Nu. Este aceeași situație, tot unitatea reparatoare. Exact. Bun, dar eu, în Europa se întâmplă la fel lucrurile, pentru că mi se pare de mare risc faptul că își poate asuma, răspunderea proprietarului, adică face regie proprie și asumă răspunderea. Se pricepe, nu se pricepe, nu știm aici cum se întâmplă lucrurile sau nu știu dacă scapă de sub control această situație. Deci dacă luăm litera legii, atât partea de reparare cât și partea de dezmembrare sunt niște activități care sunt reglementate și care trebuie realizate în unități autorizate de către Registrul Auto Român. Există însă, cred că o practică pe care noi o moștenim dintr-o etapă trecută, în care în fața blocului fiecare persoană avea calitatea de a-și face reparațiile. Mai vedem garaj improvizat pe acolo. Exact. Din punctul meu de vedere, asiguratorul ar trebui să fie foarte atent în momentul în care asigură o mașină să cunoască ce înseamnă starea tehnică a acelui vehicul, pentru că de foarte multe ori asiguratorul crede pe cuvânt asiguratul și asigură un bun care nu are aceeași valoare care este declarată. Pentru că, practic, un bun are aceeași valoare dacă ar avea cartea de servici la zi, dacă proprietarul ar ține foarte mult ca acel vehicul să aibă valoarea pe care a declarat-o. Da, apropo de cele spuse, cred că ar fi interesant, bine, evident, aproape imposibil ce... Vreau eu să spun că la toate știrile sau, mă rog, materialele care apar prin presă referitor la toate accidentele și vedem dimineața la prânz și seara câte un accident grav care s-a petrecut pe undeva prin țară, cam care au fost și cauzele accidentului și dacă a fost vorba pe undeva pe acolo și de o defecțiune tehnică. Nu știu dacă există o astfel de statistică, dar eu cred că ar fi interesant să o cunoaștem. Și noi am vrut să o facem. Sperăm că în perioada următoare, nu știu, probabil că într-un an de zile, prin colaborările pe care le avem demarate, să obținem niște informații, pentru că din punctul nostru de vedere, în momentul în care un vehicul are repetate avarii importante, acel vehicul ar trebui retras din uz. Există țări din Europa care la o avarie importantă retrag respectiv la daună totală tehnică, retrag definitiv din uz vehiculul. Și cred că acesta este drumul pe care ar trebui să mergem. Că ați adus aminte de retragere. Bun, ele sunt retrase din circulație. Mai departe, în principiu, ele mai pot fi valorificate, urmând, să spunem, un circuit normal și de bun simț, conform legislației, cam ce ar trebui să se întâmple cu acele epave ale mașinilor avariate. Bun, dacă luăm practica europeană și o practică foarte bine dezvoltată într-o țară din afara Europei, Elveția, deci în momentul în care un vehicul are un anumit grad de periculozitate pentru a circula pe drumurile publice, acel este retras din uz și ajunge numai la firme autorizate care pot prelua din acel vehicul, pot dezmembra și pot prelua din acel vehicul componente care pot fi utilizate pentru mașini
mai vechi decât mașina care, de pe care s-au realizat dezmembrarea. E o condiție asta, ca deci, mașina la pe deci, care se montează să fie mai veche decât... În general, da. Pentru că nu pui pe o mașină veche o componentă nouă. Trebuie să pui o componentă care trebuie să fie cel puțin la fel, de, cu aceeași vârstă, ca mașinile de pe care se face substituirea. În România, partea de dezmembrare, respectiv ca țară europeană, este reglementată prin mai multe legi. Să zicem că se aplică parțial, pentru că ca și în alte și ca și pe alte segmente, partea de dezmembrare ar trebui făcută numai de firme autorizate. Din nefericire, în România sunt foarte mulți dezmembratori care sunt neautorizați și atunci tendința este că atunci când nu sunt asigurat să mă duc să cumpăr piese ca să-mi repar cât mai repede mașina. Și reparând cât mai repede mașina, nu pot să mă duc decât la cineva care îmi vinde mult mai ieftin decât un dezmembrator autorizat, atunci pot să cumpăr componente care, din punct de vedere calitativ, nu sunt corespunzătoare, deci persoana respectivă nu și asumă nicio responsabilitate. Deci aici ar trebui cumpărătorul de piese de schimb să facă diferență. Deci cine își asumă responsabilitatea este cel care are număr la poartă și care îi vinde o componentă pentru care răspunde, pentru că el a verificat-o în momentul în care a pus-o pe raft după ce a dezmembrat. Bun, și să ne întoarcem la subiectul nostru inițial, la tentative de fraude. Care sunt legăturile între, să spunem, această discuție legată de reparații auto și tentativa de fraudă, de acea daună, spuneați, totală, tehnică, în raport cu frauda? Deci, din punct de vedere al mașinilor care sunt daună totală tehnică, din punctul nostru de vedere, sau este o poziție pe care ar trebui scoasă din circulație. Deci în felul ăsta am reușit să eliminăm și partea de tentativă și am reușit să eliminăm și pericolul pe care îl creează prin repunerea lor în circulație. Da. Pentru partea de reparații mai există unele încercări și nu sunt singulare în România, în care persoanele care suferă diverse avarii, da, se duc pe la firmele de dezmembrare care aruncă componente neutilizabile și le pun pe mașină astfel încât să mimeze că dauna este mai mare. Deci, practic, cosmetizează puțin avaria astfel adică încât... Adică înainte de asigurători, trec pe la servici să caute niște componente avariate, ca să zic așa, sau mă rog, pe la dezmembrat. Ca să mărească dauna, nu? Sau da, ca să încerce să obțină mai mult, să obțină mai mult decât dauna respectivă. Am înțeles. Deci acesta e mecanismul fraudei în cazul... Câteodată. Sau sunt cazuri în care au o daună importantă și în momentul în care, de exemplu, există printr-un sistem de valorificare a epavelor, există un posibil cumpărător care oferă un preț foarte mare, până să sosească acest cumpărător de epave care i-a oferit o sumă foarte mare, omul își mai recuperează diverse componente din mașină, astfel încât dacă tot a primit niște bani, măcar să mai câștige și prin valorificarea. Deci, practic, se fură căciula. Sau mai există o altă variantă în care, deci, cazurile sunt din ce în ce mai singulare, în care proprietarii vând epava și găsesc o filiere prin care să vândă documentele. Și, practic, se reintroduce în circulație, nu mașina respectivă, o altă mașină. Sunt cazuri se mai întâmplă, nu? Destul de numeroase, da. Bun, dar înțeleg, cel puțin din al doilea caz pe care vorbeați, nu? Și anume filiera cu servisurile, cu dezmembrările neautorizate, cum s-ar putea face ordine în această piață, să zicem, a companiilor de dezmembrare neautorizate? Cred că vedeți, e nevoie, nu, de un control sau de... Bun, pe lângă faptul că există legislație, există, controle există. Numai că problema este că atunci când omul își dezmembrează sau dezmembrează într-o curte ca persoană fizică, intervenția statului este limitată. Din punctul meu de vedere, cred că oricum statul respectiv, Registrul Auto, Ministerul Mediului, acționează pentru eliminarea acestor jucători care nu favorizează piața. Dar cred că un foarte mare rol îl are și cumpărătorul sau respectiv consumatorul de asemenea piese. Pentru că în momentul în care își dă seama că cumpărând dintr-un loc în care nu există niciun fel de autorizație, nu există niciun fel de responsabilitate... Ar trebui să refuze să facă această achiziție până la urmă. Și vreau să atrag atenția că tot și în binele propriu până la urmă, că nu e un risc pe care și-l asumă... Datorită faptului că în România încă partea de dezmembrare nu este dotată cu bancuri pentru încercări speciale pentru elementele de direcție și frânare, Registrul Auto Român a interzis la comercializarea aceste componente, deci recomandat este ca să nu se folosească elementele de direcție și frânare provenite din vehicule dezmembrate. Exact. Dar, ca să încheiem, spun eu, aveți o colaborare destul de îndelungată cu asigurătorii. Spuneți-ne,
nu știu, cum încearcă ei să prevină frauda sau cât de atenți sunt la acest fenomen? Atenția a crescut în ultima perioadă pentru că pierderile înregistrate prin... Și ele. Da, și mai ales că discutăm de un parc auto care are anumită vechime, practic și acest fenomen trebuie stopat pentru că cu cât plătim mai mult, cu atât companiile de asigurări pierd mai mult. Deci prevenția este, cred că, lucru care trebuie realizat și companiile de asigurări care au înțeles de acum 2-3 ani în acest lucru au introdus la subscriere tot ce înseamnă prevenție, respectiv să cunoască cine dorește să-și facă asigurare, să cunoască mai bine asiguratul și bunul asigurat. Asta este un lucru care se poate face. E primul pas, să sperăm, este, nu? Este primul pas pentru că este partea de prevenție, da? Partea preventivă. Pentru că în momentul în care l-ai asigurat pe acest client... Aici e valabil în special zona de casco, nu asigurarea casco. Zona de casco, da? În momentul în care l-ai asigurat, este mai greu să lucrezi în cadrul companiei și să-i demonstrezi că este fraudă, pentru că au fost foarte multe cazuri în care, într-adevăr, era fraudă, dar prin instanță nu s-a putut dovedi. Bun, și au capacitatea companiei de asigurări de a face acest, cum să spun, nu știu dacă să-i spunem control sau această verificare a stării vehiculului înainte de a-l asigura? Că despre asta discutăm, nu? Există posibilități, dar din punctul meu de vedere prevenția este a cunoaște parcul pe care îl asigur prin datele pe care le poți obține din piață, deci practic 6, 7, 10 ani despre mașinile pe care le asigur și în al doilea rând să faci un deci istoric... Nu trebuie să meargă un agent vânzărilor să vadă parcul. Ce nu, vorba de niște informații pe care... E imposibil, vă dați seama, ca cineva să efectueze o inspecție tehnică, vorbind așa, se uită dacă e totul la locul lui, dar mai mult decât atât nu prea poate urca mașina pe un banc de teste, pe o rampă, exact, ca să vadă dacă e totul în regulă. Deci frecvența evenimentelor pe o mașină dă practic gradul de încredere a asiguratorului în asiguratul respectiv, în proprietarul mașinii și respectiv în vehiculul care se asigură. Asta este partea de prevenție. Bun, suntem la momentul concluziilor, suntem foarte aproape de finalul emisiunii și atunci, doamna Boghean, spuneți-ne așa foarte rapid, cam ce trebuie făcut în viitor pentru a se face un pic de ordine în această piață sau pentru a se preveni, cum spuneați, astfel de tentative de fraudare? Deci, prevenția este lucru care va ajuta foarte mult piața să stopeze pierderile din fraude. După care există soluții, să zicem, puțin mai dezvoltate pentru partea de analiză în momentul în care pe analiza portofolului, pe analiza tendințelor clientului respectiv și să nu uităm niciodată că practic nu vehiculul fraudează, ci omul. Omul, da? Deci asta este, cred că, o provocare pentru anii următori ca asiguratorii să se gândească în această direcție. Da, și în încheiere aș spune că, la fel cum ne spunea doamna Boghean înainte de începerea emisiunii, trebuie să existe și un fair play între asigurători și asigurați, să fie de bună credință, situație ideală care este totuși greu de regăsit, mai ales în piața din România, și în al doilea rând aș putea spune că acolo unde asigurătorii descoperă fraude, ei se mai lovesc de o problemă. Când ajung în instanță, de obicei există tendința acelor instanțe să îndreptățească asiguratul, presupunând că tot compania de asigurări este cea care încearcă să obțină, să-și limiteze pierderile, să nu plătească despăgubirea. E o problemă de percepție care cred că se va rezolva în timp, dar și asigurătorii trebuie să depună eforturi în acest sens. Mulțumesc Mihai Crăcea, redactor șef Xprim Newsletters, mulțumesc Maria Boghean, director de dezvoltare la Asisoft, vă mulțumesc stimați ascultători și vă spun ca de obicei rămâneți pe RFI, România urmează știrile orei 2. Emisiunea v-a fost oferită de portalul casco-ieftin.ro.